aceea și sunt pornită pe viață. Care e tendința și ce-mi place mie. Și vreau să fie simplu și, nu știu, oarecum clasic. Alb, bineînțeles, poate cu puțin o culoare, o pată de culoare și să-mi se potrivească. Tendința, nu știu, trebuie să fie bună pentru tine, să se potrivească modelul și să simți bine în ea. E o zi importantă de asta. Multă plăcere! Ceau și vă! Vreți asta? Anul acesta este primul târg pe care îl facem. Deocamdată sunt foarte multe probe. Nu pot să spun o tendință clară. Sunt pe un anumit gen de rochie. Se probează din toate genurile și asta este bine pentru că avem o gamă variată. Așteptăm să vedem și comenzile până mai spre seara astăzi sau mâine, dar oricum deocamdată începutul este foarte bun, este foarte multă lume care vizitează târgul și noi suntem mulțumiți. Nu m-ai încurcat până acum, ești ok. Și piesa de rezistență. Pe jos. Cu față. Nu? Mai mult Royala m-a interesat decât în primul, dar se cam încadra 90% în ceea ce caut. Ca prețuri, cum vi s-au părut, deși de-abia ați venit? Așteptam să fie mai scurt. Da, sincer, da. Să fie de la 2000 de euro în sus. Ne referim strict la creatorul respectiv. Creator și la redingotă. Și a fost ok. Nu găsiți pe piață.